Domnule doctor Bogdan Mihai Oprița, haideți pentru început să mai explicăm o dată ce înseamnă sistemul de telemedicină. Deci, sistemul de telemedicină intra, sau mai exact interspitalicesc, presupune conectarea unui număr de spitale de nivel, să spunem, mai mic ca și competență, așa cum prevede legislația în vigoare, la un centru regional de referință. Asta înseamnă că aceste spitale se pot conecta printr-o simplă apăsare de buton la acest centru de referință, în cazul nostru Spitalul Clinic de Urgență Floreasca din București, realizându-se o legătură video-audio, deci o legătură de videoconferință și o legătură de transmisiune de date, de telemetrie, în sensul că ce este înregistrat pe monitorul din camera de resuscitare a spitalului din teritoriu se vede în timp real pe monitor din centrul nostru de comandă. Pot fi prelucrate două apeluri în același timp, iar în situația în care, să spunem, puțin probabil va veni un al treilea apel, el poate să fie preluat de către celălalt centru de coordonare de la Târgu Mureș, pentru că în momentul de față există un proiect care deja și-a făcut dovada valorii, cel de la Târgu Mureș, iar acum suntem în faza de implementare la București. Așadar, vom avea mai puțin domnul Zărescu care să fie plimbați între spitale. Unul din avantajele acestui proiect este că în situația în care avem de a face cu un caz, să spunem, dificil, putem să fim apelați. Apelul este prelucrat într-o primă etapă de către un medic de urgență de la noi din spital, dar evident că în funcție de tipicul cazului pot să fie prezenți acolo și alți specialiști care în general sunt deficitari ca și prezență în aceste spitale. Și mă refer aici la chirurgi generaliști, la cardiologi, la neurochirurgi, la chirurgi vasculari. În acest fel poate fi identificat sau se poate ajuta la stabilirea unui diagnostic, poate fi pus un diagnostic de gravitate al cazului, iar temporizarea pacientului fără îndoială că va fi redusă. Putem să spunem că experiența colegilor de la Târgu Mureș, unde acest sistem funcționează, după cum am spus, de ceva timp, pe statisticile lor s-a observat o îmbunătățire remarcabilă a timpului de staționare al cazurilor grave în aceste spitale, care s-a repercutat într-o reducere a mortalității cu de aproape 25%. Noul sistem presupune o instruire specială a medicilor. Cum s-au adaptat medicii la noul sistem? Deși există anumite temeri că este o chestiune complicată, este de fapt un singur buton pentru care se realizează apelul, iar la celălalt capăt sună o alarmă, iar în momentul în care această alarmă sună, printr-o apăsare de buton se deschide, să spunem, comunicația cu locația respectivă. Iar restul este un joystick care manevrează camera de la distanță din centrul de comandă, să spunem, în spitalul care apelează, pentru a putea fi observate anumite detalii ale pacientului, pentru a putea fi vizualizate mai bine poate anumite leziuni, în funcție de tipicul cazului. Oricare dintre români poate spune că SMURD-ul este unul din serviciile, din proiectele viabile ale României, care și-au dovedit pe deplin utilitatea în ultimii ani de zile. Iată un nou proiect născut în aceeași matcă. Trăim vremuri de criză, lumea se plânge că nu poate face nimic, nu poate iniția un nou proiect. Iată, noi astăzi sloșit un lucru extraordinar. Cum l-ați reușit, cu ce sprijin și ce proiect, cum vedeți derularea proiectului pentru viitor? Deci trebuie spus că primul pilot s-a realizat la Târgu Mureș printr-un proiect al Ministerului Sănătății cu finanțare de la Banca Mondială. După un an de zile, aproape un an de zile, acest proiect demonstrându-și utilitatea, au existat oameni interesați în a reproduce acest sistem și în sudul țării, dat fiind faptul că, ca și în zona centrală a țării, în zona Transilvaniei, există multe spitale deficitare, atât din punctul de vedere al personalului, cât și al aparaturii necesare investigării și implicit al stabilirii unui diagnostic definitiv. La inițiativa companiei Petrom,
printr-o finanțare a acestei companii, acest proiect s-a dezvoltat, s-a implementat. Ministerul Sănătății, urmând să suporte costurile legate de ceea ce numim noi bucle de comunicație, deci comunicațiile între spitalele din teritoriu și centrul nostru. Având în vedere că acest proiect inițiat de către domnul subsecretar de stat Raed Arafat, părintele Smurdului, nu, se dezvoltă și în regiunea de sud a țării, există intenția ca acest proiect să fie reprodus și în zona de nord-est a țării, respectiv în zona Moldovei, cu centru de coordonare la Iași. Ați declarat în timpul conferinței că timpul de intervenție de urgență a fost îmbunătățit cu până la 20%, un procent semnificativ. Dar haideți să vedem mai concret ce înseamnă asta pentru un pacient. Reducerea timpului de staționare, în unele situații staționare nejustificată, datorită, după cum am spus, lipsei unor specialiști dedicați sau unor aparate, a făcut ca în unele dintre situații să avem întârzieri nepermise. În acest timp, și ăsta este lucru cel mai important, în acest timp se pot face multe lucruri. Știți, în medicina de urgență există o regulă, se spune regula orei de aur, a jumătății de ore de platină și a sfertului de oră de superconductor. Ideea este cam ce trebuie să faci și poți să faci, este bine să faci într-o oră la un caz extrem de grav. Această reducere, ce a însemnat a timpului, a însemnat reducerea practic a timpului în care pacientul să fie transformat la un, să te fie transferat la un centru de nivel superior, unde acele manevre care am spus în acest timp se puteau face, au fost manevre care s-au demonstrat a fi salvatoare de viață. Putem spune că sistemul de telemedicină se poate constitui și într-o școală, într-un schimb de informații cu medicii din teritoriu care nu au acces la ultima tehnologie și la alte informații. Bineînțeles, acestea sunt elementele, să spunem, care decurg din dezvoltarea acestui sistem. Avem posibilitatea să conectăm aceste spitale, poate pentru a prelucra anumite cazuri clinice. Toți avem de învățat din cazurile clinice. Putem să organizăm sisteme de conferință în care să se conecteze nu numai centrele din sudul țării, se pot conecta toate centrele la nivel național, pentru că un alt element important al dezvoltării acestui proiect este că centrele sunt interconectabile între ele și foarte important, sunt situații în care, datorită, să spunem, specificului românesc, oamenii nu se informează foarte bine, nici legat la anumite acte normative, la anumite dispoziții emise de forurile superioare, și inclusiv acestea pot să fie prelucrate prin sistemul de telemedicină.